Am revenit alături de dumneavoastră, stimați telespectatori. Ultima oră din emisiunea noastră de astăzi, 3 ore și jumătate de Liga a doua. Am avut în prima parte un invitat, mijlocașul Cristian Balgiu, care a semnat cu Universitatea Cluj, acolo unde îl va reîntâlni pe Eric Lincar, antrenor alături de care a mai lucrat în alte două mandate la Turis, Tornul Măgurele și la Concordia Chiajna. Mai apoi am început seria legăturilor telefonice în teritoriu, acum cu câteva zile înaintea relorii pregătirilor, și vorbeam cu Claudiu Tudor legat de Petrolul, Claudiu Tudor, noul director sportiv, Daniel Petrolul, cea mai grăbită echipă, luni după amiază, ora 17, noul antrenor Nicolae Constantin va suna adunarea la Petrolul, care începe pregătirile pentru nou sezon. Așa este și... Odată cu echipele de Liga 1, Daniel, grabă mare. Da, dar gândește-te că trebuie să ai până pe 31 iulie, nu? Este 6 săptămâni. 6 săptămâni, eu cred că e un timp suficient. Sunt unele echipe care le ajunge 5 săptămâni, dar până la urmă trebuie să te pregătești, pentru că încep foarte devreme și contează foarte mult prima parte, pentru că nu ai tur și retur. Dacă ai doar tur și după primele 6-7 etape... Tu nu ești acolo, e o problemă. Da, schimbă antrenorul, dar nu mai prins play-off-ul, pentru că acum noi vorbim că vor să promoveze multe, dar play-off-ul cam sunt doar 6 locuri și cred că vreo 12 echipe vor să prindă play-off-ul, nu? Da, da, păi am zis bine că la început de campionat mare parte dintre echipele cu pretenții, bine, pretenții au toate, se gândesc la un loc de promovare, dar în acest context în care campionatul, iată, ne confirma și Iauraș Brașoveanu, se va derula după aceleași coordonate, cu precizarea că în play-out vor fi partide tur-retur, pașii trebuie foarte bine cântăriți. Adică dacă ai pierdut vreo 3 partide, deja, Daniel, hai, nu neapărat în primele etape, dar spre finalul turului, dacă ai pierdut deja 3-4 echipe, ți-ai luat adio de la play-off. Da, e o situație diferită din acest punct de vedere față de sezonul trecut, când aveam niște echipe de tradiție care erau acolo. Uite, nu mai e Craiova, nu mai e Mioveniu, nu mai e Rapidul, deci dispar 3. E adevărat că vin 3, dar din cele 3, nu știu care au stabilitatea financiară pe care o aveau Rapidul, Craiova și Mioveniu la startul sezonului. Da, stabilitate și obiectiv de promovare. Astra nu știi ce se întâmplă, dar la Hermannstadt iarăși nu știi care este situația. La Iași s-au aprobat niște bani, se face echipă, dar este incertitudine. Asta vreau să spun. Adică din astea trei, sigur că toate vor să revină, da? Deocamdată, în momentul de... Pe gândește-te, Craiova anul trecut era pregătită, gata, vrea să promoveze. Rapidul ratase promovarea. Asta era. La Mioven s-au supărat ei un pic că n-au ratat, dar după aia... Și mereu a fost în prim plan. Primarul a zis că primarul desfințează echipa. După aia, la două săptămâni, a zis, gata, dăm drumul. Hai să mai dăm o șansă, da? Și adică, anul ăsta. Uite-te cum erau alea trei anul trecut și uite-te cum sunt astea trei acum. Adică e diferența, da, diferența foarte este foarte mare, dar asta nu înseamnă că ele nu pot, știu eu, compensa într-un fel. Cei de la Iași, am văzut, deși Mihai Chirica, primarul din Iași, declara că nu, obiectivul ar fi promovarea în primul an. Însă noi comentam, Daniel, că dacă ar fi să vină cu Arnold Schweitzer până la urmă, și poate că săptămâna viitoare să-l căutăm aici la Metropol TV, că nu vine, ca și la radio, atunci lucrurile s-au schimbat din mers. În schimb, dacă vine altcineva de pe plan local, am tot văzut pe acolo consilier, tot felul de oameni de la primărie, de la... Așa? Vedem și antrenori, vedem și jucători, pentru că și la Iași au cam rămas fără jucători în această perioadă. Jucătorii, cei care au chemare la Liga 1, sunt ofertați și evident că lasă incertitudinea de la Iași pe niște proiecte mai generoase la nivelul de primă ligă. Săptămâna care vine o să aducă clarificări și la aceste echipe. Daniel puncta bine, cele mai grăbite formații se adună săptămâna viitoare cu Petrolul, cap de listă. Luni după amiază, Nicolae Constantin conduce pe Ilie Oană primul antrenament de la numirea sa la Petrolul oficială. Mai apoi, lunea cealaltă, pe 21, se adună și alte competitoare, iar peisajul Ligii Secunde va fi complet. Atunci sperăm noi cu informații clare legate și de ceea ce se întâmplă la Astra, Hermannstadt și respectiv Politehnica Iași în legătură cu prezența notabilă, am dorit noi, la nivelul Ligii a doua pentru campionatul care urmează. Da, sunt multe incertitudini, dar sunt și echipe foarte decise. Uite, Universitatea Cluj, mi se pare, dintre toate echipa a făcut 5 transferuri, bine. A luat antrenorul din timp, adică nu pe ultimul. Era și liber, Daniel, și a era avut și timp liber, dar vreau să spun, au discutat mai de mult, când se termină, pac, te apuci de treabă, el își creionase transferurile, adică mi se pare echipa care s-a mișcat cel mai repede și pe piața transferurilor. Are un antrenor, are cât de cât stabilitate. Și acolo. Un manager nou la Cluj. Stadion, manager nou, adică lucrurile sunt clare, nu mai trebuie să joace echipa și să adune puncte. La ei clar au că am fost, Daniel, ca și la Petrolul, dar n-au avut după finalitate. Care să fie a doua echipă? Și la Petrolul, să știi că s-au mișcat și un Petrolul. Pic, așa, da, măcar au o idee, domne, trebuie să mergem acolo. Echipele un alt staff, un alt director sportiv. Da, dar după aia le sudem pe alte trei, da, care au
retrogradat acum. Da, în ordinea faptului că sezonul trecut a evoluat așa în play-off și sper să-l găsim și pe Valisuciu, ar fi CXR, dar nu, care ar fi îndreptățită, Daniel, bine, să aspire. Bine, la ei au fost serioși tot timpul, adică n-au să aspire. Nu, ne uităm așa în clasament. Și mai apoi ASEU Poli Timișoara, vom încerca să ajungem și la Timișoara, să vedem care sunt datele problemei. Cele două care au făcut parte din play-off sezonul trecut ar fi îndreptățite din multe puncte de vedere, nu? Timișoara, să știi că totuși a ajuns printr-o conjunctură, pentru că ei nu au avut mari, n-au avut stabilitate financiară, da, știm foarte bine, cel mai mic buget de salarii dintre echipele care au fost în play-off, au ajuns printr-un joc a rezultatelor, în fine nu contează. Dar pentru ei era bonus orice. N-au stadion, da, n-au bani. Ce îi recomandă totuși pentru liga? Faptul că era Dan Alexa, Timișoara... Dorința lui. Dorința lui și... Dar nu puteai totuși. Acum stau să mă gândesc. Poate Timișoara ajungea în Liga 1. Ce avea? Unde juca? Unde juca? Veneau, unde juca, veneau banii din dreptul TV, mai luau câțiva jucători, dar nu era o chestie stabilă. Așezată foarte, da, foarte, da, bine, așa. Da, să spun, adică și la Timișoara, acum Dan Alexa încropește o altă echipă, mai aduce alți jucători. Rămâne Dan Alexa, mai, deocamdată rămâne, din ce am înțeles. Dar vreau să spun, nu e o stabilitate, adică dacă vor ajunge la play-off, e o întâmplare, nu e rodul unei... Vom vedea, Daniel, și dacă la Timișoara se mai schimbă puțin datele probleme, pentru că o serie de jucători au mai adunat și ei un an, experimentații pe acolo, Omera, Scutaru, Accente și alții, dacă vor putea să ducă ritmul în continuare, depinde și de obiectivul pe care și-l vor propune conducătorii acestei echipe, iar noi cu siguranță vom încerca să ajungem și la Călărași, unde foarte probabil noul tehnician al echipei este Ionel Ganea. Cel care de fapt era acolo în antrenajul echipei, ca și director și tehnic. A mai fost antrenor la Dunărea. A mai fost la Dunărea și cred că a fost și o mișcare din partea celor de acolo, făcută din timp, aducându-l ca director tehnic în preajma lui Cristi Puste, care iată a părăsit echipa, Cristi Puste care se vorbește ar prelua Gloria Buzău, așadar Ionel Ganea ar fi cel îndreptățit să preia Dunărea Călărași și aici, Daniel, sunt multe probleme. Colegii mei o să încerce să-l prindă pe președintele Cristian Zamfir. Mulți jucători sunt la final de contract. Dunărea a arătat destul de bine și cred că și tu ai punctat, ca și mine, faptul că dacă banii veneau la timp, cred că Dunărea Călărași ar fi fost acum în Liga 1. Acum te întreb eu altfel, ce jucători vine la Dunărea Călărași în condițiile în care cei care au terminat contractul pleacă și au vreo 5 luni de restanță? Păi pe mine m-a mirat Cristi Budă, exemplu, care a zis, domnule, eu continui la Călărași, înseamnă că pare în altă situație. Nu, se poate întâmpla cum este și la Dinamo. De exemplu, la 3 luni, dacă ești neplătit, poți să să-ți depui memorii, să duci la alte echipe. Dar dacă ai un salariu bun pe care nu ți-l dau celelalte echipe, ce faci? Aștept să-l iei de aici? Stai aici, ai niște garanții. Trebuie să... păi, ai garanții că trebuie să-ți dea contractul până. Adică n-are ce să întâmple, da? Să spunem, Bud, poate are 4.000 salariu. Îi dă cineva mai mult de 4.000, că dacă i-ar da altcineva 5.000, ar depune memoria, ar avea de luat, da, și s-ar duce la altă echipă și tot ar lua banii. Dar dacă ei fac oferte de 20, de 3.000, te duci? Nu te duci. Rămâi, da, și cine știe, jucătorul, am înțeles, legat de Bud, am înțeles că s-a mutat în București, adică poate care și cine știe ce afaceri, sau eu știu, fi deschis și ceva și îi convine să fie aici în preajma. E mai bine la afaceri decât la fotbal, la Călără, și în momentul de față, cel puțin. Da, asta spuneam de Dunărea, pentru că mulți jucători sunt la final de contract, dar vom vedea câți dintre ei vor rămâne în perioada imediat următoare. Însă mă uitam, Daniel, cred că ceva bani au mai venit și pe acolo, pentru că țineam legătura cu o serie de jucători, sunt și ei în vacanță. Fiecare pe unde a putut să ajungă, cei cu bani mai puțin pe la mare pe aici, alții cu dare de mână prin stațiuni pe afară, deci... Da. Ăștia de la Călărași sigur n-au ajuns nicăieri. Ba da. Unde? Vom vedea acum, când ne spune Cristian Zamfir, președintele grupării pe care îl avem aici la telefon. Te salutăm, Cristi, bună ziua! Bună ziua, vă salut și eu! Da, vorbeam cu colegul meu Daniel Lazar și glumea puțin așa că, na, toată lumea, din păcate, Cristi Zamfir, asta a fost, a vorbit de Dunărea Călărași mai mult parcă de aceste probleme financiare decât de activitatea echipei pe gazon. Din păcate, așa a fost. Și Daniel Nazare, colegul meu, s-a întrebat în condițiile financiare de la Călărași cam pe unde ar fi jucători în vacanță, iar eu spuneam că sunt destui dintre ei plecați și în străinătate, nu? Dacă colegul dumneavoastră s-ar fi uitat și pe Facebook, ar fi văzut chiar și în străinătate, da. Da, bine. Ar fi făcut credit la bancă, sau cine știe. Glumesc acum. A, nu, să redevenim serios și Cristian Zamfir, deci este clară despărțirea de Cristi Pustai și suntem în măsură în acest moment să anunțăm cine este noul antrenor la Dunărea Călărași? Din păcate, în momentul acesta nu suntem în măsură să anunțăm noul antrenor. Deși ieri a fost probabil o ședință, din câte știm. Probabil săptămâna viitoare se va hotărâ.
Da, dar oricum, realist vorbind, Ionel Ganea rămâne o variantă, pentru că el este în curtea proprie acolo, a îndeplinit titulatura de director tehnic, alături de Cristi Pustai, tehnicianul principal, și clar, din punctul meu de vedere, pare o variantă pentru Dunărea. Da, probabil procentul mai mare este pentru Ionel de a prelua echipa, dar un răspuns clar nu avem decât de luni, marți, când vom avea o discuție finală cu cei care finanțează. Da, mă și gândesc că Cristian Zanfir, că poate și Ionel Ganea s-a obișnuit mai mult în titulatura asta de director tehnic, care n-ai răspunderea rezultatelor direct, poate că este mai comod așa decât se cobor din nou pe bancă, la o echipă unde pretențiile, cred eu, Cristian Zanfir, vor fi mari și sezonul viitor. Da, n-aș putea să vă spun în momentul de față ce fel de pretenții vom avea sezonul viitor, până nu avem această discuție cu numirea noului antrenor, cu bugetul care ni se va aloca pentru sezonul următor, așa să ne hazardăm, să spunem, facem, dregem, nu mai vreau să fac așa ceva, vrem doar să fim realiști, să discutăm pe sume și pe oameni. Oameni care vor veni să ajute clubul și care, probabil, nouul antrenor își va face echipa. Din ce știu, săptămâna viitoare vor intra două salarii și vor veni și jucători să semneze reînnoirea contractelor. Am văzut Cristian Zanfir că unul dintre ei, Cristi Buda, și a spus răspicat că el își vede continuarea carierei la Dunărea Călăraș. Da, nu numai Cristi, sunt mai mulți jucători care doresc continuarea, dar, într-adevăr, trebuie ca să plătim aceste două salarii, să arătăm că încercăm intrarea un pic așa în normalitate. Chiar dacă mai rămânem restanți, două salarii cred că ar ajuta și ar face și jucătorii să vină să încerce o continuare, măcar pe un an de zile. Avem chiar din cei 17 care se încheie, cred că vreo 12 deja vor să vină la reînnoire. Dar e bine să le oferim aceste două salarii înainte ca să prindem și noi, așa, cum să spune, puțină încredere în ochii lor. Da, da, o injecție de moral așa, dar sună interesant, Cristian Zanfir, faptul că 12 jucători, probabil că cei mai importanți, sau mare parte dintre ei, vor să rămână la Dunărea Călăraș și în sezonul următor, asta însemnând că ar putea veni niște garanții pentru ei să fie situația mai aproape de normalitate. Așa este, pentru că chiar dacă noi, într-adevăr, ne plătim salariile la timp, n-am dat bine în fața jucătorilor, dar ce să facem acum? Sperăm că a fost un lucru care nu se va mai întâmpla și chiar cum spuneați dumneavoastră, printre cei mai importanti jucători, în afară de cei care au semnat cu alte echipe, vor să continue. Și probabil dacă vom avea aceste contracte semnate cu ei, pentru sezonul următor putem emite iar pretenții undeva sus, în primele șase. Da, la acest moment, Cristian Zanfir, la acest moment spuneai de jucătorii care au semnat cu alte echipe. La acest capitol, ce certitudine avem? Noi știam de Began, care a parafat cu cei de la Sepsi. Mai avem ceva foarte clar? Păi, sincer, știu că Vale Alexandru a semnat cu... Așa, cu Cluj, Vale Alexandru, da, exact. Da, momentan nu avem nimic clar. Nu avem nici din jucătorii care termină contractele cu noi, nu avem niciun proces, cum că jucătorii ar vrea să intenteze procesul și să-și caute echipă. De aceea vă spun că sunt șanse mari ca undeva în jur de 80% din lotul sezonului trecut să continue. Cristian Zanfir, Arena Ion Comșa din Călăraș, chiar vorbeam aici și cu Daniel Nazare, colegul meu, și cu Cristian Balgiu, jucătorul Universității Cluj, care a fost invitatul nostru în prima parte, povestea de gazonul de foarte bună calitate și eu am fost de foarte multe ori la Călăraș și am văzut. Așadar, Arena Ion Comșa va fi folosită sezonul viitor în continuare și la nivel de Liga 1 de echipe interesate? Cu siguranță. Noi cea mai bună colaborare am avut-o cu cei de la Clinceni. Dar sezonul trecut am avut și pe cei de la Târgoviște au vrut să vină să joace, numai că, din ce am înțeles, echipele cu care trebuiau să joace nu au fost de acord. Au vrut undeva mai aproape de Târgoviște. S-a părut Călărașul un pic departe, dar cred că investițiile care le-am făcut în baza sportivă se văd. Daniel? Și am oferit un stadion de calitate pentru echipele care au jucat de la Liga 1.
Așadar, Cristian Zanfir, așteptăm săptămâna viitoare clarificarea numirii noului antrenor principal, cel care va veni după Cristi Pusta. E perioadă frumoasă petrecută de profesor la Călăraș, se desparte de voi de Dunărea. După ce vom stabili numele noului antrenor, vom discuta și noi cu el și vom ține în permanență legătura, evident, cu cei care conduc clubul din Călăraș. Și mulțumim foarte mult pentru prezența la emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc și eu, emisiune frumoasă. Cristian Zanfir, președintele celor de la Dunărea Călăraș, și al de Daniel. 12 jucători ar dori să continue la Dunărea. Ar continua, dar acum trebuie stabilită situația la Dunărea să se stabilizeze în sensul... Două salarii săptămâna viitoare? În sensul să nu ajungă și la finalul sezonului următor în situația de acum. Să repete situația asta. Adică iar ajung în play-off, iar sunt probleme, iarăși meciuri ciudate și de asta spun, nu... Nu văd, adică trebuie să te gândești, mă, până la urmă, hai să facem o echipă pe care să o ținem în Liga 2, dacă nu putem mai mult, da? Dăm salarii mai mici și ne încadrăm în baniști. Vrem să promovăm, că eu înțeleg că și acum vor să promoveze și sezonul viitor vor să promoveze. Atunci trebuie să aduci jucători mai buni, bugetul e mai mare, iarăși ajungi în astfel de situații. Nu, dar mă adică gândesc că... Trebuie să ne vedem, cum se spunea înainte, ne spunea bunica, să ne vedem lungul nasului, știi? Ăștia de la Dunărea își văd vor în Liga 1. Știi ce mă gândesc, Daniel? Totuși, fără să am niște date concrete, totuși și probabil că salariile la Călăraș sunt destul de mari. Dacă jucătorii preferă să continue, având aceste restanțe financiare, se joacă și pe prime, unele dintre ele sau majoritatea se spune că au fost plătite, înseamnă că echipa este bine remunerată. Așteptând, așa cum spui și tu, bă, mai bine aștept să-mi vină banii ăștia pe care i-am de luat de aici decât să mă duc în altă parte pe bani mai puțin pe care poate i-aș lua. Va fi o chestie și eu asta. Eu știu că din ce date am eu pe care le-am strâns, din cele 6 echipe din play-off din sezonul care tocmai s-a încheiat, ei au fost pe locul 3 la bugetul de salarii. Adică au fost sub Craiova și sub Rapid. Da, adică echipele peste, care au și promovat au avut peste 100.000 de euro buget pe lună, mă refer buget de salarii, da, cu tot cu taxe. Ei erau pe la 80 și ceva de mii. Apoi veneam Ioveniu, Cixereda și Timișoara care era... Da. De asta zic, adică au fost la locul 3, uite că n-au fost pe locul 3 la promovare, că dacă erau pe locul 3, promovau, da? Dacă erau în locul Mioveniului. Dar Mioveniul, cu un buget sensibil mai mic, a reușit promovare. Da, cu acest adevărat specialist, Alexandru Dar Pelici. Dar au avut și siguranța că au fost plătiți când trebuie. Da, au fost și acolo ceva sincope. Da, da, mai mici, oricum. Sincope, cum zicea odată un președinte. Cele mai mari probleme au fost la Dunărea Călăraș în acest sezon. Da, bine, da, exceptând da. Turnul Ogurele. Dar iată Ogurele. Că oamenii recunosc, Daniel, și atâta vreme că și jucătorii au precizat de fiecare dată acest lucru, însă mă pune puțin pe gânduri această situație, pentru că și tu probabil te gândeai, băi, dar abia așteaptă jucătorii, ei și-au depus memorii, să plece, frate, cât mai repede de aici, să găsească alte locații. E bine, iată că majoritatea vor să rămână. Pare un paradox, nu? Dacă spusele lui Cristian Zanfir este exact aceeași notiță pe care ți l-am anunțat eu mai devreme, faptul că au salarii bune pentru Liga a doua și pe care nu le oferă nimeni în momentul de față. Sigur, sunt Chiajna, EU, Cluj care dau mai multe salarii, dar și petrolul nu mai plătește, da, și petrolul, da, dar vreau să spun, adică restul e o medie de 2-3 mii pe lună, da? Dar sunt fotbaliști la Dunărea Călăraș, din ce înțeleg, care au 4 mii. Unde să pleci ei? Rămân la Călăraș. Uite, mai intră două banii, săptămâna viitoare, dacă te duci pe 2000, trebuie să aștepți 4 salarii în altă parte. Da, ai văzut că ne-a aici amendat. Două salarii, ai luat... Daniel, ne-a amendat Cristian Zanfir, că nu ne uităm pe Facebook să vedem unde sunt în vacanță jucătorii de la Dunărea Călăraș. Dar eu, dacă facem o investigație să vedem de unde au bani fotbaliști, eu o să aibă de la nevastă, de la familie, de la bancă, poate au făcut un credit la bancă. Și afaceri, cine știe, să mai descurcă ei și pe altă cale. Nu, dar poate să spun așa, domnule, am 5 salarii de luat de la Dunărea Călăraș, dați-mi și mie niște bani de la bancă. Adică, uite. Da, vin cu hârtia de la club. Vin cu hârtia de la club. Uite, are clubul să-mi dea bani. Ăștia vreau și ceva. Acum domnul Zanfir, sigur că vrea și el să vorbească, e președinte, dar nu depinde foarte mult de el, ci de el este primăria un executant din Călăraș, acolo, consiliul local, consiliul județean. El e un simplu slujbaș în fotbal, nu? Da. Vedem ce se întâmplă la Călăraș și așteptăm cu interes dacă Ionel Ganea, tu ce părere ai, Daniel? Ionel Ganea, director tehnic, va reveni pe banca tehnică. Eu am și văzut, dragi prieteni, mi-aduc aminte de partida de Cupa României dintre Mostiștea Ulmu și Dunărea Călăraș. Daniel, eu am ajuns la stadion înaintea celor de la Dunărea care au avut niște probleme, veneau echipați de la Călăraș. Cu autocarul, nu? Cu autocarul. Au întârziat în trafic, în fine. Apare primul Ionel Ganea, directorul tehnic, care a venit cu mașina personală, ia loc așa în tribună, într-un colț acolo frumos, și vine și echipa la un moment dat, Cristi Pusta e primul, trece Pusta, nici nu salută pe Ganea, nici nimic, parcă nu l-a văzut, a făcut vreo 20 de metri, după care îl strigă Ionel Ganea. Se întoarce Cristi Pusta, e la vreo 20 de metri și îl salută, știi, și mi-a lăsat impresia așa că această colaborare
Între ei nu era chiar cea mai fericită, totuși, Cristi Pustai. Nu cred că s-a arătat așa foarte entuziasmat de faptul că mi s-a impus și un director tehnic, Ionel Ganea, care era legat clar de Călăraș și din trecuta lui postură de antrenor principal. Hai să fim serioși, totuși, Cristi Pustai are o vechime în fotbal. Da, adică asta am l-aș zis, vedea antrenor pe Ganea și director tehnic pe Cristi Pustai. Da, invers. Invers. Așa, să fie Ionel Ganea șeful lui Cristi Pustai. Eu pe Ionel Ganea nu-l văd la Liga 1. Mi se pare că este un antrenor, neapărat că nu are anumită pedagogie, dar este mai impulsiv, mai... un pic trebuie să fii mai așezat și nu-l văd la Liga 1, dar pentru Liga 2 la mână foarte, mână foarte. E nevoie și de o mână foarte, așa cum spui tu. Adică nu merge doar erau pe, niște evenimente pe tactică acolo și pe pedagogie. Adică mai trebuie să dai și cu pumnul în masă, da? Și trebuie să se impună cineva. Se vorbea, Daniel, cândva și pe acolo, pe la Călăraș, dacă nu greșesc eu, când era Ionel Ganea antrenor, un diferent chiar cu acest Vali Alexandru, un jucător care marca cu regularitate pe la baie, pe acolo se pare că s-ar fi întâmplat ceva, așa scria presa vremea. Ionel Ganea are un trecut tumultos, interesant așa, din punct de vedere al conflictelor din vestiar. Auzi, Daniel, și de fiecare dată ești învingător. Adică... Auzi, Daniel, cred că dacă le duci în vestiar și îl prinzi pe Ionel Ganea așa într-o zi mai proastă, așa nu mai zici nimic de bani, nu mai îndrăznesc să băi, ce face? Cred că dai al pun. Da, mai glumim și noi așa. O să zic că hai mai ține-i tu un pic în tensiune. Că o lună tu, o lună noi și săptămâna gata viitoare mai dăm două salarii, da? Uite că... Da, da, glumim dacă, acum, dar până da, la urmă... Și noi. Dacă a promis Cristian Zanfir, da, președintele echipei, lucrurile probabil că eu se vor întâmpla din acest punct de vedere. Ne interesăm săptămâna viitoare să vedem dacă... Nu cred că au fost niște ploi foarte tari și nu se mai virează banii pe card. În schimb, la Slobozia, situația este sub control. Ne spune chiar Adrian Mihalcea, căruia îi mulțumim. Bună ziua, Adrian! Bună ziua! Bună ziua! Vorbeam puțin mai devreme la Călăraș și povesteau cei de acolo. Pentru noi absolut curios, Adrian Mihalcea, că în ciuda problemelor mari pe care le au, numai puțin de 12 jucători, mai toți interesanți, ar vrea să continue la Dunărea și ne miram și noi. Frate, o echipă care nu plătește salariile, iată că îi atrage în continuare pe jucători, dar în schimb la Slobozia, unde situația este una fericită, normală, ce facem pentru viitorul sezon? Da, vis-a-vis de prima parte a întrebării, n-aș vrea să comentez, pentru că... Nu făceam situația... o comparație, doar așa, nu? Da, da, la noi situația este sub control, la noi s-a lucrat în această perioadă, pentru că, așa cum am declarat și la finalul sezonului trecut, vrem să nu mai avem emoțiile care am avut și să progresăm din punct de vedere sportiv. Și lucrul acesta, cu siguranță, se va întâmpla. Suntem în tratative cu jucători, spun eu, de o calitate bună. Din păcate vor pleca o serie de jucători, mulți dintre ei au terminat deja contractele și au fost anunțați că nu mai continuă. Încercăm să formăm un grup, în primul rând, că lucrul acesta contează cel mai mult și, bineînțeles, o echipă. Să atacăm și noi prima jumătate a clasamentului. Da, vacanța este și ea pe ultima sută de metri și la Slobozia și este clar, Adrian Mihalcea, că la ora reunirii lotul ar trebui să fie, nu, în linii mari conturat. Da, și va fi conturat. Va fi conturat. Noi suntem... ce se întâmplă? Multe echipe, de fapt, toate echipele termină contractele jucătorilor la 30 iunie și datorită acestui fapt nici nu putem să spunem cu ce jucători am semnat. Nu e fair play pentru echipele care le plătesc. Noi, de exemplu, i-am anunțat și au și primit câți băieții care vor să plece și să antreneze cu alte echipe. Dar din fair play nu dorim să anunțăm jucătorii cu care noi am semnat, de la 1 iulie. Da, așa, păi așa se întâmpla... Lotul este definitivat cu în proporție de, haide să spunem, 95%. Păi nu, așa ne spunea Cristian Balgiu, cel care a fost aici cu noi în prima parte a emisiunii. El a semnat cu Universitatea Cluj, unde a fost și prezentat oficial, dar a fost chemat de echipa prin care este legat de contract Gloria Buzău la pregătiri pe data de 22 pentru 8 zile până pe 30 iunie, când expiră contractul. Adică pare ceva... Da, sunt lucruri anormale. Sunt lucruri anormale, dar n-au ce să facă decât să renunțe la bani. Și eu i-am sfătuit pe cei cu care deja am semnat să nu renunțe la bani. Dacă cluburile la care au activat până acum doresc să se prezinte la pregătire pentru încă o săptămână, din partea mea au tot sprijinul. Dar noi, așa am considerat la clubul nostru, cei care au
terminat sau termină contractul și nu ne vom mai baza pe ei, să primească chestii, să meargă să antreneze cu ce echipă doresc ei, să semneze cu ce echipă doresc ei, fără niciun fel de probleme. Adrian, știu că înainte de meciul retur cu Comuna Recea au venit conducătorii dumneavoastră și au spus că în următorul sezon vor suplimenta bugetul, vor fi mai mulți bani. A fost așa doar o chestie de încurajare sau pur și simplu o să se vadă ceva în plus în nouă sezon? Nu. Bugetul era aprobat în momentul în care președintele Consiliului Județean a venit în fața băieților. Deci n-a fost nicio strategie de impulsionare a lor, ci un fapt în sine și, bineînțeles, este acel buget mărit. Slobozia, echipa de fotbal, n-a avut niciodată atât de mult bani, poate pentru alte echipe par puțin, dar pentru noi, și știu ce înseamnă capacitatea celor din Ialomița, sunt destul de mult bani și nu este decât un faptul că își doresc enorm ca Ialomița, până la urmă, județul reprezentat prin noi, prin Unirea Slobozia la fotbal, să facă performanță. Vreau să te mai întreb dacă... Scuză-mă, dacă ar fi fost doar o strategie, nu m-ați mai fi găsit antrenorul la Slobozia, așa că nu se pune problema, noi suntem serioși în zona aceea de județ. Vreau să știu dacă ai apucat să te împaci cu Fabian, cu antrenorul de la Comuna Recea. Am înțeles că a făcut anumite declarații și înainte și după meciul retur, că a fost supus unei presiuni, că l-a injurat. Au fost declarații pe care le-a dat la noi aici, în direct la Metropola TV, da, și la Radio Sport Total FM. Dacă ați rezolvat acest diferent până la urmă și nu, dacă s-au mai calmat spiritele. Eu nu sunt supărat pe nimeni. Eu am discutat, deci după meciul retur, când domnul Fabian a ieșit cu acele declarații, eu am pus mâna pe telefon și l-am sunat. Pentru că așa mi se pare bărbătește, în primul rând, și uman, sau cum vrem, să întâi, înainte de a denigra o persoană, și adică persoana mea, implicându-mă, nu știu, în instigare la violență, ar fi fost bine să punem mâna pe telefon și să ne auzim dacă era tot ok. N-am instigat la violență. Lucrurile care s-au întâmplat pe final de meci, acelea cu roșii, arbitrii au arătat și într-o parte și în alta, arbitrii de Liga 1. Deci noi am avut și la meciul tur și la meciul de retur, brigadă de Liga 1. Eu, după meciul tur, când eram cu două picioare și jumătate, lumin, în Liga 3, m-am dus în vestiar, unde era și Cristi Bala, și am felicitat. Pentru că, într-adevăr, n-au fost probleme din punct de vedere al arbitrajului. Așa că, cu domnul Fabian, ce pot să... Presiune? Păi așa e la fotbal. Eu am, poate am prins în cariera mea de fotbalist foarte multe meciuri cu astfel de presiune. Presiune pusă din partea publicului. Să nu mai îmi amintesc de ce meciuri superbe și încrâncinate erau prin Giulești, prin Ghencea, pe la Târgu Jiu, pe oriunde. Asta sunt meciuri. Asta e presiunea echipei care joacă acasă. Dar nici de cum altfel de presiune, că până la urmă cine sunt eu sau ce putere am eu în afară de cea de antrenor principal, să instig eu și să un stadion întreg să injure pe ei. Adică, până la urmă, eu sunt, ce sunt, primarul sau președintele acelei urbe, nici de cum. Nu, a fost o presiune pe teren, da, o presiune pusă din primul minut, presiune care, până la urmă, a dat roade, dar pur sportivă, de nimic. Ceea ce consideră că s-ar fi, că știți ce se întâmplă? N-am vrut să, și nici nu o să spun, dar și meciul tur au fost niște incidente din partea lor, dar eu nu le-am declarat pentru că sunt normale, sunt presiuni între jucători, între conducători, între antrenori, dar eu nu declar, eu am trecut prin asta și le consider normale. Și ție nu-ți plac, dar nouă ne plac, să știi. Dar nu acum ieșim că presiune și că dacă nu suntem, eu dacă nu consider că orice meci e sub presiune, stau acasă. Înseamnă că nu sunt pregătit să antrenez la nivelul acesta. Și ultima întrebare, Adrian Mihalcea, și îți mulțumim foarte mult. Spuneai că echipa trebuie, obligatoriu, să arate mai bine în stagiunea următoare. Emoțiile n-ar mai trebui să fie prezente la Unirea Slobozia, iar la acest capitol al achizițiilor ne-am putea aștepta și la 1-2 tineri jucători, poate de pe la Dinamo?
nu, echipa va arăta mult mai bine, asta vă promit, nu că trebuie, va arăta mult mai bine și e posibil, nu, e posibil să apară și jucători tineri la Dinamo. Eu am avut o discuție cu Iulian Matei, care este șeful Academiei la Dinamo, și în funcție de ce oprește domnul Urin la prima echipă, în măsura în care și noi avem nevoie de copii, de ce nu să-i ajut sau să ne ajutăm reciproc și în Liga 2, adică ei să vină către mine. Dar, momentan, ce pot să vă spun, doar că am parafat un meci amical cu ei, asta e cu siguranță. Restul e un prim pas, Adrian Mihalcea, e un prim pas și vedem atunci, cu ocazia meciului direct, la cine ne orientăm. Cel puțin deocamdată noi mulțumim foarte mult pentru prezența la Metropola TV și Sport Total FM. Încă câteva zile de vacanță și vom urmări atent ce se întâmplă în continuare la Unirea Slobozia. Mulțumim foarte mult, Adrian Mihalcea. Da, și eu vă mulțumesc. O emisiune plăcută. Numai bine. Adrian Mihalcea, ar trebui, Daniel, iată că puneam noi în antiteză situația diferită de la două grupări, oarecum vecine, da? Dunărea Călăraș, care se va baza în continuare pe mulți jucători din trecutul sezon, chiar dacă problemele financiare au fost la ele acasă de fiecare dată, la Slobozia, ne confirmă și Adrian Mihalcea, lucrurile sunt în regulă, bugetul crește, vor fi aduși câțiva jucători mai buni decât cei pe care i-a avut în trecutul sezon, de ce nu și de la Dinamo București, perspective bune așadar la Slobozia, unde continuitatea și la nivelul băncii tehnice este normală de altfel. Da, dar până la urmă ei au mers normal. Noi am auzit la Unirea Slobozia că vor să promoveze, da. Ei vor să fie o echipă de mijlocul clasamentului. Să mai face un pas față de sezonul trecut. Un pas și să nu se mai bată la retrogradare și să fie într-o zonă... Să mai găsească Mihalcea cu Fabian. Exact, da. Nu. Da, se pot întâlni, adevărat. Dar vreau să spun, adică ei vor să construiască ușor, nu se grăbesc. Au spus că obiectivul este evitarea retrogradării și când era Mihalcea și când a venit Mihalcea. Și pentru sezonul viitor poate să n-aibă emoții la retrogradare. Eu asta aș vedea, dar nu mai mult, pentru că nu există nici forță financiară, nici Slobozia nu este un oraș care să aibă o anumită potent, tradiție, da, în fotbal, nu are nici potență financiară. Stadionul arată bine, Daniel. Stadionul, da, arată bine. Au o echipă bunicică, au foarte mulți tineri, am văzut, ceea ce este un lucru foarte bun și cred că ăsta este drumul până la urmă, să se stabilizeze. Da, pe de altă parte, dacă pui așa în balanță echipe de genul Unirea Slobozia, Universitatea Cluj, și ne gândeam la acel jucător, Marius Vanghele Ciobanu, cel care marca în prelungiri golul cu Recea, iată-l că a semnat cu cei de la Cluj. Cu siguranță că și Unirea Slobozia ar fi vrut să-l păstreze, nu? Cred că era un tânăr de calitate, am și văzut asta, care venea de la Academica Clinceni, însă din punct de vedere financiar, probabil că nu se pot compara ofertele venite de la Cluj-Napoca cu cele de la Slobozia, sau poate de ce nu și jucătorul Daniel vede în cadrul de la Cluj o posibilitate mai de dezvoltare fotbalistică. Cluj este un club superior celor de la Slobozia, din toate punctele de vedere, da? Cluj are tradiție, a mai fost în Liga 1, trage la promovare, uite, totuși a adus Linkar niște jucători și aici aș vrea să remarc faptul că urmărește foarte atent Liga a doua și a adus niște jucători foarte buni pe posturile respective. Da, dar a vrut să completeze peste tot. Da, da, uite, alții ori nu pot nici financiar, nici nu văd și așa mai departe. Lista da, a venit Cristian Balgiu la Universitatea Cluj-Mijlocaș și a venit Albert Voina, atacant de la UTA, pentru că în acest context, spuneam eu, destul de dificil pentru ca un jucător, chiar cu cifre bune, cândva Albert Voina, să se fie impus la UTA. Uite, UTA a renunțat, Daniel, la Buhoceanu și la Ciprian Rus, adică jucători importanți în Liga a doua, ba și în Liga 1, Ciprian Rus, capitanul tradițional la doar 30 de ani, dacă nu greșesc, chiar Buhoceanu, și el un jucător bine cotat, chiar dacă la Liga 1 n-a mai avut acele evoluții din eșalonul secund, dacă nu greșesc, doar două goluri. Albert Voina, care vine de la UTA la Cluj, iată că a venit și în apărare Costinel Gugu, cel care a contribuit bine la promovarea Craiovei lui Mititelu în Liga 1. Mai apoi acest Marius Vanghele Ciobanu, un tânăr jucător de perspectivă, pentru că aici este marea bătaie în acest moment. Și Vale Alexandru, și el un jucător cu cifre bune, inclusiv în prima ligă, atacantul de la Dunărea Călăraș, care a semnat de altfel cu cei de la Cluj. Sunt de acord cu tine, Daniel, campania de achiziții pare una bine conturată la universitatea și având acest avantaj că stabilitatea este la ea acasă acolo. Da, dar hai să ne uităm că totuși n-a oferit bani pe jucători. I-a luat liber de contract la finalul contractului,
Asta e bine, adică și pentru club e foarte bine. Cine plătește bani, Daniel, la Liga a doua? E, au mai fost cazuri cu 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Da, Craiova a plătit pe Mărie și 5.000 de euro, Craiova lui Mititelu, pe acel jucător tânăr de la Comuna Recea. Vorbeam noi în prima parte a emisiunii că sunt jucători tineri, trebuie să-i mai și vezi și să-i... Da, se problema urmărește. E că alții nu văd și se vaită ca baba aia pe prispă. Domne, n-avem jucători născuți în 2003. Extraordinar. Ia umblătul prin țară și adu, sigur, poate nu trebuie să dai bani. Poate lii. Dar eu zic, Daniel, că orice club de Liga 1, de ce nu și de Liga 2? Dar vorbim de Liga 2 acum. Bun, cred că orice club de Liga 2 e important... Ar trebui să aibă o bază de date clară. Bineînțeles. Băi, și la Liga 3, ce jucători tineri sunt de urmărit? 2003, 2002. Nu contează că e la Lipova, că este la Oțelul, că este la Brăila. Sunt convins că sunt echipe care nu știu jucători din propriul județ. Da, asta spuneam, din punctul ăsta de vedere. Și atunci, dacă tu ai fi așa de bine organizat, atunci nu te-ar mai surprinde chestia asta, pentru că eu mi-aduc aminte care urmăresc așa atent fotbalul ăsta mai mic. Tu ești mai bun scouter ca mulți conducători. Nu, dar mie mi-atrage atenția când vedeam că unul, Marius Ștefănescu, marca cu regularitate la Odorhei sau la Târgu Secuiesc, nu mai știu exact nici eu acum. Și zic, mă, tot apare asta pe lista marcatorilor, ceva nu este întâmplător. E bine, cei de acolo de la Sepsi l-au văzut la un moment dat. Da. Și tot apărând mereu pe lista marcatorilor, ia să vedem jucătorul ăsta, l-au descoperit și el, că a jucat în Liga 1, face parte din lotul celor de la Sepsi, este chiar un om de bază acolo, chiar dacă a fost reprofilat la un moment dat, ca fundat stânga, și după plecarea lui Florin Ștefan. Mai e un mare avantaj în fotbalul nostru. Gândește-te că sunt multe echipe care au probleme financiare, care nu se știe ce se întâmplă, gen Buzău, da? Gen Recea, gen Slobozia chiar, da? Care nu are o stare. Dacă tu ești la una dintre echipele astea, Petrolul, U Cluj, da, profiți imediat. Da, profiți imediat, uite, Balgiu, da, mă, e liber de contract, ai auzit, bă, e bun, gata, m-am dus și am făcut o ofertă și l-am luat la mine. Păi da? Bine, Daniel, exact ce a făcut Linkar. Aici facem o altă discuție. O echipă cu pretenții, nu cred că ar trebui să se ajungă la această situație, să nu rămână jucătorii liberi de contract. Da. Dacă am o strategie bună legată și de viitorul sezon, pe de-o parte, pe de altă parte, la Dunărea, la Dunărea cum să-i fi... E adevărat, dar la Dunărea cum să-i fi convins pe cei care sunt acum să semneze prelungirea când ei n-au luat cu lunile bani, știi? Eu nu știu cum însă poate convins. În schimb, dacă ești un club serios și vrei să faci performanță stagiunea următoare, îmi securizezi din timp jucătorii de bază, nu? Exact. Așa ar fi normal, dar iată că nu este normal, nici la Chindia nu se întâmplă lucrul ăsta care a pierdut. Poate că ei vor să securizeze, dar nu, cu ce-i convinși pe oameni dacă tu le spui că 5 luni nu le-ai dat contractul, dar mai vrei să mai joace încă un an sau doi? Cum poți să le spui? Da, bine, aș face un efort eu. Naște, la când mă pricep eu. Da, am 2-3 faci un efort pentru 2-3. Exact. Da. Băi, ăștia sunt importanți pentru mine, pentru construcția viitoare. Dar adunarea Călărescii se pare că s-a făcut pentru vreunul? Că eu nu eu cred. Eu continui să rămân surprins dacă mai toți vor să rămână acolo. Adică, da, au sunt niște chestii care ne depășesc și pe noi. În schimb, ne bucură faptul că avem normalitate, avem stabilitate. Iată, povestea și Adrian Mihalcea la Slobozia. Este adevărat o echipă mică care va muta puțin mai altfel în perioada următoare la capitolul achiziții și legat de acest fenomen al vizionării, al promovării unor jucători de la nivelul Ligii a treia, cei de la Slobozia, Daniel, l-au adus pe acel Chris Afalna de la Șomus Fălticeni, care, da, care s-a descurcat destul de bine la Liga a doua. Asta în completarea faptului că sunt destui jucători tineri la nivelul eșalonelor inferioare, care merită clar o șansă pentru a fi promovați la timp. A fost un fotbalist adus de la Liga 3. Da. De la Liga 3 și care a ajutat echipa, dar cineva l-a văzut acolo, cineva l-a urmărit, cineva a vorbit cu el să discute ce bani are nevoie sau și așa mai departe. Dar asta spune, adică, și gândește-te, echipa era în Slobozia, el era la Fălticeni. Adică sunt vreo 500 de kilometri sau 400, da? Hai să zici că dacă era în județ, la Slobozia, l-a văzut la Brăila, l-a luat. Bun, ok. Dar aici, deci, e clar că a urmărit și prin aceste transferuri îți dai seama cât de buni sunt conducătorii din cluburile respective. Eu n-am auzit pe nimeni la Ripensia, la Pandurii Târgu Jiu, să ia un jucător de la Fălticeni, de la Satul Mare, de la Constanța. Da, dintr-o altă zonă a țării. De la Babadac, dau un exemplu, da? Nu, pentru că ori nu interesează, ori n-au oameni care sunt speciali pentru așa ceva. Dar uite, uite-te la Craiova, da, la Craiova lui Mititelu, Craiova chiar și al lui Rotaru, da, a luat de pe la Botoșeni și așa mai departe. Adică sunt aici oameni... E altă organizare la Liga 2. Hai să ne restabilim la Liga 2. Dar U Cluj, să știi că am mai făcut lucrurile astea și în anii trecuți. Am mai ochit câțiva jucători. Am mai ochit, da, multe echipe de genul Petrolul, în schimb, ochi chiar mai jucători străini, de prin Franța, Algeria, Portugalia.
și așa mai departe. Văd că s-a terminat foarte bine. Sunt bucuros. Da, să vedem cu ce rezultat acum, că asta este cel mai important. Însă sunt și echipe ca și Clujul, Daniel, când ne întoarcem la Universitatea, care au mers și pe unele împrumuturi de la Vitorul Constanța, de exemplu. Era o perioadă în care cele două grupări colaborau chiar foarte bine. Jucătorii de la Farul, care erau împrumutați la Cluj, Dur Bozoancă, printre alții, portarul, și Doru Dumitrescu, parcă, da, un jucător care s-a lăsat, din păcate, la 22 de ani, Cristian Gavra, vârful de atac, adică s-a apelează și la această posibilitate, cum a fost Chindia, că facem pasul la Liga 1. Dar Chindia ce transferuri face? Că nu am auzit nimic. Da, iată că mergem și la Csíkszereda și avem plăcerea de a saluta pe președintele Zoltán Szondi. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua, vă salut! Echipa este vacanță, încă și antrenorii, dar conducerea, nu, ca de fiecare dată la fotbal, lucrează, domnule Szondi. Păi, noi lucrăm pentru că mâine jucăm finala la campionatul de elită U19. Am și văzut mâine și asta, asta arată, domnule președinte, că vorbeam aici cu Daniel Nazare, colegul nostru de platou, de studio, preocuparea pe care echipele, inclusiv de Liga 2, o au pentru schimbul de mâine. Se știe că la Miercurea Ciuc există această academie cu bune rezultate și iată că prezența la Under 19 în finală este clar o mărturie din acest punct de vedere. Da, da, noi am spus întotdeauna că punem mai mare accent pe academie, deci ăsta e principalul nostru scop. Este clar, domnule Szondi, că din jucătorii care vor îmbrăca mâine tricoul echipei Under 19 în finală, o parte vor fi promovați, clar, la prima echipă de Vali Suciu. Păi asta nu este exact, pentru că jumătate din echipe deja este promovată, deci jumătate din echipa de început. Da, și asta îi ajută foarte mult. Ei, având deja activitate la Liga 2, este clar că au folosit acest statut la Under 19. Da, asta așa e. Deci mai mulți jucători, mi se pare 7 jucători fac parte din lotul echipei de seniori. Da, iar acest lucru s-a văzut. Domnule Szondi, ați prelungit contractul lui Vali Suciu. Aveți liniște și din acest punct de vedere. Veți merge în continuare pe mâna tehnicianului care are vreo 3 ani deja, nu, la Miercurea Ciuc? Păi în total are 4 ani pentru că a început la noi ca antrenor la echipa U17. Și am prelungit contractul cu încă 2 ani, pentru că am considerat că din momentul când obiectivele sunt îndeplinite, atunci numai așa de dragul de a schimba, n-are rost să schimbe antrenorii. Da, știu că la Csíkszereda este stabilitate și la nivel de lot, dar povestea Vali Suciu că va cere, domnule președinte, să-i găsi și un atacant, probabil singurul post descoperit la echipa pe care o conduceți. Păi am vrea să transferăm un atacant, de fapt am vrea să transferăm și un mijlocaș, dar după cum spuneți, postul de atacant e descoperit pentru că acolo numai juniori avem și la presiunea meciurilor e greu să, ca junior e greu să fii constant. Mai ales la acest post destul de vulnerabil și atunci acolo chiar am vrea un atacant cu experiență. Dar sunteți în căutări. Poftim? Sunteți în căutări, deocamdată? Da, nu, deci nume nu pot să spun deocamdată. Am văzut, domnule președinte, că și la Miercurea Ciuc continuă lucrările la frumoasa bază sportivă, mai construiți o tribună, așteptați fanii număr cât mai mare la revederea echipei cu Liga a doua, nu? Da, sper că legislația va fi clară și vom avea spectatori la meciurile de pe teren propriu, că noi suntem o echipă mică și la echipele mici spectatorii sunt foarte importanți. Domnule președinte, noastră s-a fost întotdeauna foarte direct și mi se pare foarte normal. Punctați clar, domnule, obiectivul este play-off. Antrenorul, chiar Vali Suciu, spunea, ne mai gândim, vedem următorul meci și mai precaut antrenorul. Așadar, Zoltán Szondi, ce obiectiv a stabilit alături de colegii de conducere pentru Vali Suciu și jucători în perspectiva campionatului care urmează? Deci, cu formatul de anul trecut, dacă va fi campionatul cu același format, atunci obiectivul nostru este clasarea în primii 6, deci implicit să ajungem în play-off din nou. Domnule președinte, urmărim atent ce se întâmplă și la Miercurea Ciuc. Mulțumim pentru prezența la Metropola TV și Sport Total FM. După amiază plăcută și succes echipei Under 19 în finala acestui campionat.
Mulțumesc și salutări și dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, Zoltan Sondi. Daniel, timpul nostru este pe cale de a expira. 3 ore și jumătate aproape de fotbal de Liga a doua, cu un invitat în prima parte, Cristian Balgiu. Le mulțumim împreună, eu și Daniel Nazare, colegilor din regie și din spațiul tehnic, pentru colaborarea pe care am avut-o și astăzi de bună calitate. Vă mulțumim dumneavoastră, vă așteptăm în aceeași formulă și sâmbătă viitoare, dar până atunci și astăzi rămâneți în continuare cu Metropola TV și Sport Total FM. Mulțumim, la revedere, o după amiază plăcută!